Doamna doctor Florinela Stoianovici, de ce să facem medicină holistică? Așa este, e o întrebare foarte bună, pentru că foarte multe persoane sunt de unii singuri sau în grupuri, grupuri de sănătate, încearcă să își rezolve problemele, să-și rezolve simptomele și foarte multe boli care de obicei nu se vindecă, boli cronice sau boli autoimune. Dar trebuie să știți că se pot ameliora într-adevăr anumite afectări, se pot trata anumite organe, pacienții se pot simți mai bine, dar pentru scurt timp, pentru că adevărata vindecare se întâmplă decât atunci când aflăm și ne întrebăm de ce ne-am îmbolnăvit. Cu alte cuvinte, este foarte important să mergem până la capăt ca să ne vindecăm. Ce semnifică, de fapt, acest mesaj? Ce este el până la urmă? Da, într-adevăr, boala este un mesaj, este un mesaj care pleacă de la conștiință. Ea declanșează, de fapt, boala și atunci adevărata cauză, ea o știe și ar trebui să ajungem să studiem și să ne întrebăm ce anume vrea să ne transmită această conștiință, de ce ne-am îmbolnăvit, să aflăm care este rădăcina bolii. Presupun că boala nu apare pentru a ne pedepsi, ci mai degrabă, mă gândesc, pentru a evolua. Așa este. Într-adevăr, mulți pacienți înțeleg boala ca pe o pedeapsă, mai ales că apare suferința, apar simptomele și atunci, într-adevăr, apare starea de panică. Dar, de fapt, boala este o ghidare. Ea este o ghidare spirituală și noi ar trebui să înțelegem de fapt că în momentul în care apare boala trebuie să începem să căutăm. Asta este primul pas, trebuie să începem să cercetăm, trebuie să vedem unde suntem blocați. E foarte important. Și acest lucru medicina holistică l-a adus, pentru că ea a venit de la cuvântul holos cu această paradigmă a complexului, adică corpul fizic, mental, emoțional și sufletește. Pentru că, de fapt, starea de sănătate este o stare de armonie, adică o armonie în toate corpurile, nu numai în corpul fizic, și în corpul mental, și în corpul emoțional, și în corpul sufletesc. Acum, dacă starea de armonie înseamnă sănătate, starea de disarmonie înseamnă boală. Dar majoritatea pacienților nu știu să investigheze aceste corpuri și nu știu să se urmărească. Noi investigăm decât corpul fizic și cu corpul fizic ne ducem la medic. Și medicul, din păcate, investigează doar corpul fizic. Dar celelalte corpuri, vezi, noi nu știm să căutăm în celelalte corpuri. Nu știm cum arată să fii bolnav în corpul mental. Și nu știm cum arată să fii bolnav în corpul, de exemplu, emoțional. Ca să nu mai spunem că, de fapt, în partea sufletească, nici măcar nu știm ce trebuie să căutăm. Și așa arată. De fapt, suntem departe de a înțelege că suntem un întreg.